Poate te întreb cum este posibil ca o persoană care a fost testată pozitiv pentru coronavirus să aibă un rezultat negativ în doar câteva zile. Virusologul Ion Alexie îți aduce câteva clarificări în acest sens. Bună ziua, sunt doctorul Alexie din Las Vegas și am să încerc să vă explic de ce la unele persoane un test pozitiv poate deveni negativ în următoarele zile. Vă arăt pe această pagină o serie de teste care fiecare au o anumită limită de detecție pentru virioni. Aici se numesc copies. Deci primul test detectează minim 40 de virioni pe mililitru, al doilea 100 de virioni pe mililitru și al treilea 125. Mai jos o să luăm exemplu unui test care detectează 500 de virioni, care se numesc copies pe mililitru, și acest test este făcut de firma Diasorin. Îl folosim și noi în Las Vegas. Este un test rapid de PCR care ne dă rezultatul în 30 de minute. Și vă dau exemplu acesta. Deci noi avem un kit PCR care are limită de detecție de 500 de virioni sau copii pe mililitru. Cu alte cuvinte, dacă pacientul are 500 sau mai mulți virioni într-un mililitru de secreții nazofaringeale, acest test va fi pozitiv. Dar dacă pacientul are mai puțin de 500 de virioni, cum ar veni dacă ar avea 400, testul va fi negativ. Și facem un exemplu. Deci eu astăzi testez un pacient care în momentul în care eu îl testez are în nazofaringele lui 600 de virioni de copii pe mililitru. Deci automat testul meu va fi pozitiv pentru că el a avut mai mult de 500 de virioni pe mililitru. Dacă peste două zile testez pacientul din nou și în acel moment când eu fac testul sau dacă nu colectez destul la secreție nazofaringeală sau orofaringeală, dacă testul nu e făcut corect, poate că în acel moment eu pe swabul pe care iau testul, pe care iau secrețiile, poate nu am decât 400 de virioni pe mililitru și asta înseamnă că testul va fi negativ. Dar asta nu înseamnă că pacientul s-a vindecat de alaltăieri până azi pentru că testul inițial a fost pozitiv și testul a fost negativ. Deci datorită acestui fapt, de fapt din această cauză, de multe ori un test pozitiv poate se transforma într-un test negativ cu câteva zile mai târziu. Testele de PCR sunt foarte, foarte senzitive și mai ales specifice. Cu alte cuvinte, ele testează o bucățică din ARN-ul lor, niște gene care sunt specifice pentru acel test, pentru acel virus, în cazul nostru COVID-19. Deci, dacă un test este pozitiv, șansele ca acest test să fie pozitiv, fals, sunt foarte, foarte mici dacă testul a fost făcut corect. Și, cu alte cuvinte, după părerea mea, testul care a urmat și e negativ este fals negativ. Noi în America, după ce am testat un pacient pozitiv, nu mai testăm să vedem dacă are testul negativ pentru că îl considerăm infectat. Deci, exemplu copiilor de la Timișoara, unde 10 copii au testat pozitiv inițial și peste 2 zile sau 3 zile au fost testați din nou și 5 sau 6 au testat negativ. Părerea mea este că copiii aceia sunt pozitivi. Primul test pozitiv a fost cel real și cel repetat care a fost negativ a fost un test fals negativ. Asta spun specialiștii în America, asta facem noi și cred că exemplul acesta este edificator, foarte simplu de înțeles pentru oricine. Vă doresc multă sănătate din Las Vegas. Medicul român din Statele Unite a venit încă de la debutul pandemiei de coronavirus cu sfaturi utile despre modul în care te poți proteja de infecție. Tot el ți-a arătat cum îți poți face singur acasă măști eficiente.